Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Găganov și vă prezint ora știrilor. Astăzi era loc prima ședință de judecată în dosarul Culioc, în care fostul președinte Igor Dodon este acuzat de luarea de mite și finanțarea ilegală a partidului din partea unei organizații criminale. Potrivit acuzatorilor, în iunie 2019, fostul șef de stat ar fi cerut și acceptat de la 600 de mii până la 1 milion de dolari SUA de la Vladimir Plahotniuc, fost președinte al Partidului Democrat, și Sergei Yaralov, unul dintre apropiații politicianului. Cei doi nu au reacționat deocamdată la decizia procuraturii. În fața sediului instanței, Dodon a declarat pentru jurnaliști că dosarul împotriva lui este primul dosar din istoria țării împotriva unui fost șef de stat. El a menționat că orice decizie ar putea crea un precedent și îndoieli. Anterior, Dodon a respins toate acuzațiile care i se aduc. Deputatul socialist Bogdan Țârdea este bănuit într-un dosar de îmbogățire ilicită. Acesta a fost invitat la Procuratura Anticorupție pentru a-i se comunica despre faptul respectiv. Potrivit purtătorului de cuvânt al Procuraturii Generale, dosarul penal pe numele lui Țârdea a fost pornit în luna aprilie curent la sesizarea ANI. Și demnitarul a anunțat pe canalul său de Telegram că în această dimineață a fost telefonat de procurorul pe caz Dorin Compan, care i-a comunicat că este așteptat la Procuratura Anticorupție, unde urmează să îi se ofere detalii. Tocmai am primit un telefon de la procurorul Dorin Compan. Se pare că sunt inculpat într-un dosar penal. Ei bine, o să mergem, o să vedem și o să vă informăm, a scris Țârdea. Iar eu, care am criticat toate aceste... Agenția Rezerve Materiale a recepționat cea de-a patra tranșă de 1600 de tone de păcură din cele 14500 de tone contractate, anunță Ministerul de Interne. Potrivit unui comunicat, în perioada imediat următoare vor fi primite încă 8200 de tone, ceea ce va permite suplinirea cantității până la 100% și constituie o rezervă substanțială pentru a asigura necesitățile cetățenilor pe perioada lunilor octombrie și noiembrie. Păcura va fi utilizată de către centralele de termoficare pentru producerea energiei electrice și a căldurii. Agenția va depune și în continuare toate eforturile necesare pentru completarea rezervelor de stat, se mai menționează în comunicat. Anterior, autoritățile au anunțat că Termoelectrica, furnizorul care asigură cu apă caldă și căldură capitala, a trecut deja la păcură pentru a economisi gazele naturale. Unii consumatori din Chișinău și localitatea Vatra vor rămâne de astăzi fără gaze naturale, astfel până în 21 octombrie, ora 17, livrarea combustibilului va fi sistată pe 58 de adrese din sectoarele Buiucan și Reșcani, dar și în orașul Vatra. Decizia a fost luată în legătură cu desfășurarea lucrărilor de racordare și punere sub presiune a rețelei de distribuție de presiune medie din șoseaua Balcani, anunță Chișinău Gaz. Lista cu adresele exacte unde se vor face deconectări poate fi accesată pe site-ul companiei. Locuitorii mai multor sate din raionul Hâncești se tem că la iarnă ar putea îngheța în case, tot așteptând ziua în care vor fi telefonați de către autoritățile locale pentru a merge să-și ridice lemnele din pădure. Cu ce probleme se confruntă oamenii și de ce așteaptă cu îngrijorare sezonul rece? Răspunsurile la aceste întrebări le veți afla urmărind luni la ora 17:20 emisiunea Moldova la pachet, realizată de colega noastră Dorina Macarici. În unele sate din raionul Hâncești, oamenii se tem că riscă să înghețe în casă, tot așteptând ziua în care vor fi telefonați de autoritățile locale pentru a merge să-și ridice lemnele din pădure. Aveți lemne de foc pentru iarna asta? Ce faceți? Cum o să vă descurcați? Nu știu. O să vedem. Cum primăria așa zis. Au spus că n-a stai pădure, atunci ați idee. Dar pădurea și eu știu când s-o taie. Șeți și fără gaz și fără lemne, șeți știu și de așa. Unde să ne plângem dacă spun că nu-s lemne, nu-s.
Deși oamenii se conformează noilor reguli și se înscriu în listele întocmite de autoritățile locale, aceștia spun că nu sunt informați nici măcar cât este negru sub unghie despre cum și când își vor putea prelua lemnele din pădure. Mai mult decât atât, ei afirmă că nu cunosc nici ce fel de lemn vor cumpăra și la ce preț. Dar ce v-au spus? Care va fi prețul? Nu, până când nu avem rezultat. Nici cu lemne, nici la ce preț, de care lemne. Cum o să procedați la iarnă? Cum o să vă încălziți? Absolut întrebare. Echipa Moldova la pachet s-a deplasat la una dintre întreprinderile silvice din țară pentru a avea mai multă claritate în procedura de cumpărare a lemnului de foc. Prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale din 5 septembrie a fost stabilită limita de comercializare pentru persoanele fizice per gospodărie casnică în volum de până la 5 metri steri. Lemnele sunt eliberate în două tranșe. Acum, afirmă Radu Grosu, șeful ocolului silvic Bobeica, au loc tăieri pentru eliberarea masei lemnoase din prima tranșă. 3 metri steri pentru fiecare gospodărie și au prioritate cei care s-au înscris în lista întocmită de autoritățile locale. Eu consider că în raza de activitate ocolul silvic Bobeica și populația să fie aprovizionată cu masă lemnoasă, deci desigur că nu o să fie toată așa cum dorește fiecare om în luna septembrie să-și aducă lemne. Și pe parcurs, deci septembrie, octombrie, noiembrie, chiar și decembrie și masă lemnoasă tăieri o să fie, stocurile de masă lemnoasă o să se mărească. În timp ce Radu Grosu ne asigură că toți locuitorii satelor din apropiere vor fi asigurați cu lemne de foc, oamenii spun că de fiecare dată când merg la ocolul silvic după lemne, li se spune că lemne nu sunt în vânzare. Anul ăsta ați reușit să luați? Nu era chip deloc. Nu era chip deloc, dar ați încercat. La cine ați apelat? Chiar la ocolul silvic. Și ce v-au spus? Că nu sunt. Poate că le-i frică că se termină pădurea asta, sărărește. Sunt unele sectoare care deja e ca pe stadion. Ați văzut asta? Da, că am lucrat și eu puțin în pădure. Bro, 2-3 ieri. Și ani de zile tot se taie și se taie, dar nu se plantează înapoi. Directorul întreprinderii de stat pentru silvicultură, Hâncești Silva, ne-a spus că toate tăierile sunt de curățarea pădurii și a negat acuzațiile precum că ar exista sectoare întregi fără copaci. Nu cunosc așa situații. Noi tot ce stai autorizat, conform amenajării și tot ce se taie, asta e un tratament a pădurii care la orice tăieri se face un tratament oricare, ori se plantează, ori se face ajutorarea, ori se regenerează singur. Mai mult că poate fi o manipulare, iarăși, o atac asupra domeniului unde obște. Potrivit datelor statistice, pe parcursul anilor 2015-2020, suprafața terenurilor acoperite cu păduri din țara noastră s-a redus cu 1,7%. Amintim că la mijlocul lunii septembrie a fost lansat site-ul lemne.md, pe care cetățenii pot obține informații despre procedura de repartizare a lemnelor pentru perioada rece. Oamenii au acces la datele despre lemnele de foc disponibile, prețul acestora, dar și o persoană de contact pe care o pot apela pentru a procura masa lemnoasă de care au nevoie. Săptămâna începe cu o nouă majorare de preț pentru carburanți. Motorina se va scumpi marți cu aproape 60 de bani potrivit noului plafon stabilit de ANR. Mai exact, un litru al acestui carburant se va vinde cu maximum 28 de lei și 53 de bani sau cu 58 de bani mai mult. Litrul de benzină va costa cel mult 25 de lei și 21 de bani, în creștere cu 10 bani. ANR a explicat într-un comunicat de presă că majorarea semnificativă a prețului la motorină este dictată de nivelul ridicat al cotațiilor plați la acest tip de carburant. Menționăm că reglementatorul stabilește prețurile plafon pentru comercializarea benzinei și motorină din septembrie 2021, când au intrat în vigoare modificările la legea produselor petroliere. Trei bărbați învinuiți de contrabandă cu 23 de autoturisme furate din Uniunea Europeană, reținuți în ianuarie, au fost trimiși în judecată, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. De asemenea, a fost aplicat sechestru de peste 1,3 milioane de lei, spun acuzatorii. Potrivit lor, învinuiții sunt originari din Chișinău și Hâncești și au vârstă cuprinsă între 23 și 45 de ani. Activitatea grupului a fost documentată
încă din anul trecut, atunci când s-a stabilit că membrii acestuia introduceau fraudulos în țară mijloacele de transport fără achitarea drepturilor de import, cu ulterioara lor dezmembrare sau oferire în chirie și cu falsificarea numărului caroseriilor. Urmărirea penală continuă și în privința altor persoane, inclusiv din afara Republicii Moldova, iar capul grupării este inculpat și într-un alt dosar de contrabandă din 2019, aflat pe rolul judecătoriei Hâncești, care vizează 13 autoturisme furate din Uniunea Europeană, mai precizează procurorii. Un moldovean a murit într-un cumplit accident în Italia. Tragedia s-a produs ieri după amiază pe autostradă între San Remo și Taggia, în tunelul San Bartolomeo, scrie presa din peninsulă. Potrivit primelor cercetări, accidentul ar fi fost provocat de un cetățean român anunțat după asta în căutare. În zonă existau modificări la sensurile de mers din cauza unor lucrări, iar anchetatorii cred că șoferul român s-a încadrat greșit pe autostradă și a intrat pe contrasens. A urmat coliziunea cu un camion. În rezultat, cetățeanul moldovean în vârstă de 56 de ani, care se afla pe bancheta din spate a mașinii, a murit pe loc, iar un alt pasager aflat pe locul din față, dar și șoferul camionului, au fost răniți grav și transportați de urgență la spital. Șoferul mașinii de model BMW X5 a fugit de la locul accidentului și este căutat de poliție. Publicația Riviera 24 scrie că nu este exclus că și el este rănit. Acesta ar fi fugit de la locul accidentului și s-ar fi ascuns într-un spațiu de odihnă, apoi ar fi făcut autostopul să părăsească zona. Și duminica aceasta, în centrul capitalei, au avut loc un protest împotriva guvernării PAS. Organizatorii acțiunii spun că numărul participanților a fost de 70.000. Poliția afirmă însă că a fost vorba de în jur de 6.000 de persoane. În cadrul manifestației a fost constituit Comitetul Salvării Naționale. Noua structură are rolul de a elabora politici și strategii menite să scoată țara din criză și să asigure transferul de putere după debarcarea actualului regim, se menționează în textul actului semnat. Cu pancarte antiguvernare în mâini, oamenii au cerut din nou demisia puterii a președintelui Maia Sandu și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate. Credeți că suntem un popor de bețivi sau de alcoolici? Suntem un popor muncitor care muncește toată viața și ne dorim o pensie decentă ca să putem trăi din ea. Nu am fost plătiți cu niciun ban. Eu vin aici pentru că sunt pensionar și de aceea vin, pentru că mi este greu. Spuneți, vă rog, noi arătăm alcoolici sau narcomani? Cu cine semănăm noi? Suntem oameni la fel ca și ceilalți, care ne dorim binele și vrem ca toți oamenii să trăiască bine, ca copiii noștri să trăiască bine. Cu noi vin oameni normali, pensionari, oamenii care își doresc o viață decentă. Organizatorii protestului au reproșat guvernării PAS că ignoră poporul și se preocupă mai mult de geopolitică. Noi, în loc să ne ducem să contractăm gaze ieftine, energie electrică ieftină, noi vedem că ei îmblă prin toată Europa cu mâna întinsă. Cerem un singur lucru, în mod democratic, pașnic și transparent, schimbarea democratică a puterii, demisia și alegeri anticipate și oamenii, poporul să se aleagă guvernanții care vor scoate din haos și din sărăcie Republica Moldova. În cadrul protestului, oamenii au lansat în aer o machetă cu chipul vicepremierului Andrei Spânu, legată de câteva baloane, simbolizând, potrivit protestatarilor, demisia acestuia. Rândul său, vicepremierul Andrei Spânu a scris pe pagina sa de Facebook că organizatorii protestului sunt disperați. Vor să rupă Moldova din calea ei de dezvoltare europeană. Ei nu vor pace și liniște în țara noastră, a precizat Andrei Spânu.
Ulterior, în cadrul manifestației, Partidul Politic Șor, Partidul Acasă Construim Europa, PCRM și Partidul Renaștere Vazrașdenia au constituit Comitetul Salvării Naționale. Suntem Comitetul Salvării Naționale care va acționa în numele intereselor poporului Republicii Moldova. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează înființarea Comitetului Salvării Naționale. Ce ține de protest, ea ne-a spus că este finanțat din bani ilegali, un protest care folosește sărăcia și vulnerabilitatea oamenilor pentru a-l proteja pe Ilan Șor de justiție. Organele de drept trebuie să investigheze finanțarea acestui protest și să ia măsurile necesare în cel mai scurt timp, a precizat Vlas, deși fapte confirmate cu excepția anchetelor jurnalistice nu au fost făcute încă publice. Precizăm că Procuratura Anticorupție a anunțat că investighează informațiile potrivit cărora unii protestatari ar fi fost plătiți. Ilan Șor a confirmat la rândul lui că achită din cont propriu transportul și mâncarea protestatarilor, care nu au posibilitate să vină la manifestații. Am solicitat o reacție la manifestația de duminică și de la președinție. Șefa Direcției Informare și Comunicare cu Mass Media a instituției, Irina Gotiș, nu ne-a răspuns la mesajul expediat. Anterior, președintele Maia Sandu a afirmat că statul va respecta dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, precizând că nu trebuie admise provocări. Ea a cerut guvernului să modifice temporar legislația, astfel încât să-i permită poliției să asigure ordinea publică. Potrivit organizatorului protestului, 70.000 de oameni au ieșit în centrul capitalei în cea de-a cincea săptămână de proteste antiguvernamentale. De cealaltă parte, poliția susține că numărul celor prezenți a fost în jur de 6.000. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna septembrie, prețurile au continuat să crească cu 1,43% față de luna august curent. Cel mai mult, timp de un an, s-au scumpit gazele cu 395,47%, produsele alimentare cu 37,12%, mărfurile nealimentare cu 22,42% și serviciile prestate populației cu 47,25%. Autoritățile susțin că crizele din țară sunt cauzate de războiul din Ucraina. Pentru sprijinul populației, reprezentanții puterii au pregătit un mecanism de compensații, iar de el vor beneficia aproximativ 60% din populație, spun autoritățile. Toate corturile din orășelul Schimbării din fața Parlamentului au fost ridicate duminică seara de către polițiști și mascați, potrivit forțelor de ordine. Acest lucru a fost făcut pentru că protestul s-ar fi desfășurat cu multiple încălcări. De cealaltă parte, organizatorii manifestației spun că vor depune o plângere la Procuratura Generală pentru felul în care au acționat oamenii legii. Unii manifestanți au fost luați pe sus, iar alții spun că după intervenție au rămas fără lucruri personale, cum ar fi acte și medicamente. Duminică, în jurul orei 19, după 4 ore de la startul protestului, forțele de ordine au început să demonteze corturile instalate în acea zi pe perimetrul bulevardului Ștefan cel Mare. Potrivit poliției, corturile au fost ridicate pentru că organizatorii nu ar fi respectat cerințele de desfășurare a întrunirii. Oamenii legii afirmă că traseul ar fi fost blocat intenționat, iar corturile montate pe arteră de circulație a transportului. Inspectoratul General al Poliției declară că acțiunile manifestanților ar fi avut scopul de destabilizare. În timpul intervenției, mascații de la Fulger au folosit bastoanele din cauciuc. Corturile scoase au fost aruncate de polițiști în automobilele cu remorci aduse pe bulevard. După ce au curățat partea carosabilă, reprezentanții forțelor de ordine au început să adune corturile din orășelul Schimbării, moment după care protestatarii își căutau disperați lucrurile personale printre mormanele de obiecte aruncate în stradă. Unii spun că au rămas și fără actele de identitate, iar alții fără lucrurile personale care se aflau în corturi. Documente sunt acolo și mâncare, și geaca, și plapuma, tot. Și nici nu ne dau voie să mergem să căutăm.
Nimic nu am reușit să luăm. Toți banii, toate actele, toate hainele, nimic nu am reușit să luăm. Deja în cap să ne dea și să ne închidă în închisori. Unii protestatari au fost reținuți de poliție. Am încercat să aflăm de la reprezentanții IGP câți oameni au fost urcați în automobilele acestora, în baza cărui articol, ce riscă și ce se întâmplă cu ei acum. Dar ofițerul de presă al instituției, Diana Fetco, nu a răspuns apelurilor noastre. Nu ne-a oferit o reacție nici colega acesteia, Oxana Toderiță. Prin urmare, numărul celor reținuți nu se cunoaște. Eu am 17 ani. Ce faci? На каком основании задержите парня? Скажите, пожалуйста. Я ни на каком. Вы видели, как вышвырнули парня просто? Видели? Ulterior, poliția a menționat că în mulțime ar fi fost admise persoane în stare de ebrietate, cu un comportament dubios și obiecte periculoase la ele, iar în corturile acestora au fost depistate cutii cu obiecte pirotehnice. Timp de o săptămână au fost inițiate 178 de proceduri contravenționale pentru încălcările ce ar fi fost admise de protestatari, au menționat forțele de ordine într-un comunicat în care se mai spune că respectivele corturi au fost ridicate în contextul în care au fost depășite cele 4 ore de protest prevăzute de decizie Comisiei pentru situații excepționale. Președintele partidului Șor, Ilan Șor, a îndemnat cetățenii la nesupunere civică prin boicotarea puterii. O să depunem o plângere la Procuratura Generală pentru acțiunile din această seară ale polițiștilor. Azi ați întrecut normele morale, rușinea și ultima picătură de încredere a oamenilor și asta nu o să vă ierte nimeni niciodată. Am solicitat o reacție la cele spuse de către deputatul Ilan Șor de la șeful Direcției Comunicare cu Mass Media a președinției, dar Irina Gotișan nu ne-a oferit un comentariu. Între timp, președintele Maia Sandu a declarat la o conferință de presă că salută intervenția mascaților care au ridicat corturile din fața președinției și a Parlamentului. A trebuit să se intervină. Eu vreau să le mulțumesc forțelor de ordine pentru că au intervenit într-o formă calmă, au intervenit prompt și au asigurat ordinea publică. Sâmbătă 15 octombrie, ministrul de interne a scris pe Facebook că angajații subdiviziunilor MAI vor aplica legea și vor interveni prompt și hotărât în cazul în care drepturile cetățenilor vor fi lezate. Securitatea nu poate fi negociată în contextul în care este legată în mod direct de libertatea fiecărui cetățean, a mai spus oficialul. Potrivit ultimei decizii a Comisiei pentru situații excepționale, desfășurarea întrunirilor cu blocarea benzilor de circulație, a arterilor de transport sau a căilor de acces și evacuare către instituțiile publice sunt interzise în zilele lucrătoare. În zilele de odihnă, aceste întruniri pot fi desfășurate pe o perioadă de cel mult 4 ore. Tot Ana Revenco a declarat că dacă prin acțiunile enumerate se încalcă grav ordinea publică, poliția poate lua măsuri pentru restabilirea acesteia. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gărganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 18:45 de minute. Mulțumesc pentru atenție, pe curând! Acest program